din paharul, unde e paharul? Stai că eu n-am înțeles. Ce ai vrut să spui cu plânsul dinainte? Adică eu plâng mult? Nu plângi doar de emoții și când am văzut head-urile mi-era că te emoționezi, că ai zis că plângi doar la ce-ți place. Păi știi foarte emisiunea bine. Emisiunea îți place, deci practic mi-a fost frică. Eu sunt o dură! Auzi, a venit la mine Dorin Topală de la formația vocal-vocală Valahia. Și ce crezi că mi-a zis? Bună ziua, sunt Dorin Topală. Mie? Hai să-l întreg. Eu zic să-l întreb. Da, ar fi trecut și peste-l vremea, știi ce zic? Crezi că... A uitat, mai uită om. Dorin și Mihai! La mulți ani, Mihai! Să fii sănătos, să ne trăiești! Mulțumesc mult! Asta este pentru tine. Să-l mâncăm cu plăcere, așa spunem noi. Poate așa da, poate să... Îl împart cu toți Mihaii, toate Mihaelele, Gabriele, da, și Gabriele. Poți să le împarți cu noi că transmitem. Și cu voi până, da, hai să-l așezăm undeva. Să ne așezăm, bine ați venit. La mare, la soare. Fetițele să... Uite aici dacă îl punem. Așa, perfect. Mă, da, câtă energie, mă, pe voi, mă. De unde ați venit așa energici de la mare? De la soare. Adu-te de soare, mă, că am auzit că era o ceață azi dimineață la Constanța. Care, mă, ceva de... Erau 22 de grade, 23. Da, era ceață multă, îți spun eu, că am informații de acasă. Aș vrea să satisfac și eu o mică, nu-i așa, curiozitate personală. Ce a fost în capul tău când ai venit la mine să te prezinți? Ce ai gândit? Cum s-a sincronizat? Păi nu, că noi am râs 5 minute pe aia. Zic, ce te-a zis, mă, ce a fost aia? Stai puțin, exact. Hai să vedem. Yeah. Deci, te ascult. M-am obișnuit ca lumea să nu mai recunoască și pur și simplu am crezut că nu m-ați recunoscut. Nu m-ați recunoscut? Taci din gură că s-a schimbat, modificat. Lasă-o, mă, nebunule. El e civilizat și așa a fost, da, de tot când? Timpul galant așa. Nu, mie, prezintă, nu, mie nu... niciodată nu mi-a zis... A, nu? Cu dumneavoastră? Dumneavoastră, nu. Păi, nu știu, nu. Acum l-am văzut la bătrânețe. Domnul Topală, vreau să vă întreb lucruri. De câtă vreme acționați dumneavoastră în formația Valahia? Mai țineți minte? 1998. Da, deci 20 de ani. Da, și până în 2003. 3 decembrie sau 4 decembrie 2003. O, asta nu mai știu. Mai țineți minte de la ce vi s-a întâmplat, de n-ați mai colaborat în 2003, în 3 decembrie? Vreau să facă solo. Justin Timberlake, deci, a României. Deci nemernicul ăsta. Tu ai fost, da. Sărbă. Dar nu am făcut-o cu răutate, că eu i-am zis, eu l-am chemat la o pizzerie și Dorin trebuie să zic ceva, dar el cred că s-a aștepta, nu? La pizzerie, nici măcar nu puteți zic o chestie, nu știu cum îți dau o pizza, știi? Înțelegi, da, și l-am îmbrobodit și am zis, fii atent, nu știu cum să zic, dar... Vreau să mă duc la Eurovision. Nu, las că la Eurovision, mergeam și cu el și făceam rezultate bune. Nu, dar lumea îmi zicea, băi, tu ești cu Octavie, cu Trilu, tu trebuie să cânti singur, mi-au băgat oamenii în cap, și o Cârlia, Vita, tu trebuie să cânti de aia, lasă, Valahia, că erau prea ușurele piesele astea cu Banana, cu... Era ușurere, nu, și atunci lumea vrea să mă pună puțin în valoare și zicea, da, cântă singur, lasă trupa. Și cred că am avut un click din ăla și am zis într-o zi, hai mă să încerc singur. Și, na, și l-am anunțat cu greu, pentru că noi am rămas prieteni. Și totuși l-am anunțat. L-am lăsat în față cu o pizza și un sos de roșii. Asta a fost. Sir Paul McCartney... Sosul de roșii era pe fața lui, nu? Sir Paul McCartney povestea, în momentul în care s-a spart trupa Beatles, iertați-mi paralela, dar... Chiar ne onorează, deci. Mă gândesc foarte serios la asta. Deci a venit John Lennon și le-a zis, băieți, am o noutate pentru voi. Practic se sparge trupa. Și primul lui gând a fost, ce fac eu de mâine? Primul tău gând, după ce te-a anunțat Mihai, care a fost? Să mă însor. Bun, bun, îmi place cum gândești. Așa. Erai pregătit sau... Da, deci, eram pregătit, a, aveam... La pizzerie, da, te-ai, da, gândit. Când am ieșit pe ușa pizzeriei, nu, n-a fost chiar așa. M-am oprit, dar... să cumpăr un inel. Epifania, da, pe tine. Da, deci, repet, iar 3-4 decembrie, nu mai știu exact, 2003 a fost. Dar vezi, pe el l-a marcat, eu n-am ținut minte data asta. Dar nu, dacă el a ținut minte, că după aia s-a însurat, da. Ascultă-mă ce spun. Da, și pe 19 februarie m-am logodit. Anul următor, 2004, da. Pe 19 februarie? Da. De ziua lui măicuța mea. Uite, mă. Să trăiască. Uite, ce frumos. Să... Și sunteți... Da, căsătoriți, doi copii, da. Mam, zilele acelea,
imediat după aceea. Ce? Ai făcut un mam. A venit așa de doi copii. Mam. Păi da, mă, te gândești, îți dai seama, după o viață de mam. Roxana, de toate de banana, alea, de asta, de la mare la soare, fetițele sunt goale. Treci la copii. Viață de familie cu doi copii, cu Suzeta, cu mam. Mam. Și ce voi să zic? Bună, bună. Uite, oricum, intrat, dacă nu ziceam eu, a intrat perfect, ziceai tu. Ce s-a întâmplat după aia între voi? N-a fost niciun moment de răceală? Nu puteți să mă fraierisc. Da, mai ales da, că s-a întâmplat în decembrie. Era un ce era frigiderul lui, n-a da, seama, da, dar, congelator cu tot. Da. Și, și dar, mai are și acum de atunci. No, din de partea atunci mea, a fost mai mult o jenă de a lua legătura cu el. Nu neapărat, eu levitam tot dintr-o rușine. Normal. Că nu aveam alt sentiment. N-am avut, cu el m-am înțeles foarte bine. Noi am fost și cu Costioniță, așa am debutat. Cu da, zici? Zic. Și după un an am spart trupa că au fost. Acolo au fost disensiuni. Între noi nu au fost. Și noi ne-am înțeles mereu și dacă aveam contre, da, aveam noi doi împotriva lui vreodată. Dar Costi și el avea senzația că aparține unei alte zone? El a vrut să vină cu filiera asta cu manele, pe care a și intrat imediat cu succes. Cu O viața mea a fost primul da hit și s-a dus bine. Și voi n-ați și am început, începuse Marșa Zilei de la mine, am înregistrat-o și ce am mai făcut noi? Atât am făcut, manea. Atât și ne-a fost și el vroia să ne canalizăm pe manele și noi ne-am speriat că totuși nu ne regăseam. Și acolo a fost ruptura, mai exista o războaie de toate felurile și aia a fost ruptura și atunci el a rămas cu manele și noi a rămas vom cu banana. Vom vorbi foarte eufemistic, foarte pe după vișinul ăla mare, despre un accident care s-a petrecut. O să încerc să vă sugerez despre ce vorbesc, vine maestru Moculescu la mine, roșu da, de furie, într-o zi. Aia povești de copii. Da, povești de copii, dar eu dar tot nu am zis ce s-a întâmplat. Cum atunci ați apucat? Păi nu, noi în studio. Era un text, ca să mă înțelegeți, nu poate dar fi nu era reprodus un text, erau șapte. Stai că-ți spun povestea. De melodii, deci noi mai în studio multe melodii pentru adulți. Da. Una dintre ele este celebra cu au început cum făcea Mărin Cornea pe vremuri. Așa. În genul. Noi ne-am jucat în studio pe negativele Valahia. Deci noi luam negativ, noi și făceam și varianta pentru deci, adulți. Da. Joacă. Nu au fost publicate vreodată, dar... Ba da, că le-am păi da, știi de ce au fost publicate? Că ne-am spart de Costi. Și când am spart trupa, Costi Ioniță de supărare... Mă rotrăvit. Și-a scos vocea lui și a trimis-o peste tot. Nu v-a trimis-o. A făcut CD-ul și le-a dat la radio. Și primeam telefon de la media și mai ții minte, telefon tu l-ai primit. Zice, Valahia, da, am primit un CD cu niște piese, sunteți voi? Și el a zis, nu cred, păi e vocea voastră, sunteți voi. Și uite, așa au ajuns piesele pe net, că nu le-am fi trimis noi. Și sunt și ziua de azi și au aproape un milion de vizualizări, nu vă zic cum se numesc. E ceva cu interzis. Da. Și a venit Moculescu la tine și a zis, nu pot să cred ce am auzit aici. Mamă, m-a băgat în spatele da, de aia n-a fost o ruptură. Noi, rocul nostru era, tu știi că noi ne-am făcut cruce, eram în Germania, în turneu. Când tu începusei cu Moculescu scandalul, noi cu o zi înainte am plecat și a zis, am scăpat de scandal. Că știam că dacă fiind ne chem aici, ne gream la față. Dar ce să spună domnul Moculescu. Da, păi, dar nici n-ai putut reproduce, că erau cu bip. Totul era tot. Era numai prepozițiile au rămas. Fii atentă. Ascultă să facem the play. Când am auzit, stai să mi s-a făcut părul drept în cap, am nebunit. Și zic, domnul Moculescu, și cum vorbim despre asta? Că eu îl chemasem pentru cu totul alt subiect. Deci chestia asta a picat pleașcă. Da, dar el m-a apreciat și de aia era revoltat. Ca și zis, da, tu ăsta i-am dat premii, că era mic, el mă premiază. Și deodată am venit cu alte chestii. Da. Dar ce alte chestii, multe chestii. Da, dar nu aia însemna ruptura. Noi ne distram pe chestia aia și ne-am amuzat și nu ne-a afectat cariera. Deși singurul, noi ne plângeam odată că erau așa, elei rege manelelor. Nu știu care regii, prințese, toate erau pe vremea aia. Prințesa manelelor, regina, nu știu cui. Și zic, bă, dar noi trei sudezi, regii muzicii dance. Și noi chiar eram revoltați și vorbeam, bă, dar noi nu suntem regi la nimic. Și pe prima pagină, a doua zi, Valahia, regii pornografiei. Și uite, așa ne-am scos. Ca să înțelegeți că există și variante un pic mai edulcorate ale lucrurilor prezentate de noi anterior, îi lăsăm pe băieți să cânte piesa pe care au pregătit-o pentru astăzi, după care mai avem un cadou pentru Mihai. Să cântăm... Banana! Să cântăm... Să cântăm! Nu noi, voi! Hai! Să cântăm cu banana! Aici, 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 ce trai, aici, perfect! Hai, Valahia, dă-i cu banana!